povesti durerea. Nu-ți povesti durerea de pe suflet n-a străin. Numai Hristos te ajută la cruce care o spui. Dar tu întotdeauna să suferi lângă cel ce suferea cea mare îndură e, dar tu întotdeauna să suferi lângă cel ce suferi alături cea mare îndură e. Nu-ți povesti necazul de casă la străin. Mai Hristos mai poate să-ți ușuri arătă-n chin. Dar tu întotdeauna când alții-ți spun plângând, ajută-le cu milă, iubindu-i și tăcând. Dar tu întotdeauna când alții îți spun plângând, ajută-le cu milă, iubindu-i și tăcând. Nu-ți povesti la alții pe frații tăi căzuți. Numai Hristos te-ndeamnă să-i ierți și să-i ajuți. Dar tu întotdeauna când alții-ți spun de frați, tăcere și întristare și lacrimi să le arați. Dar tu întotdeauna când alții-ți spun de frați, tăcere și lacrimi să le arați. Ci spuneți totdeauna durerea lui Hristos și spune de-a ta casă doar tot ce știi frumos și spune doar de bine de frații tăi mereu. Atunci și faci